Bine v-a regăsit, dragii noștri, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald și de asemenea pe pagina de Facebook, Iubirea în poezia persană între 17-24 februarie. Ce înțeleg sufiții prin iubire? Cum reflectă poezia persană, iubirea ca învățătură spirituală? Ce înseamnă înțelepciunea inimii sau conceptul de inimă spirituală? Se spune că pentru sufiți, iubirea, Mahaba, reprezintă cea mai înaltă stare a spiritului, pentru că suntem în luna iubirii. Luna februarie vom porni alături de invitații noștri într-o incursiune în tainele misticilor sufiți care au căutat înțelegerea adevărului prin iubire. Vă invităm și pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald, unde veți găsi toate aceste materiale, interviuri și dezbateri, discuții despre mai mulți autori, precum Rumi, Omar Hayam, Ibn Arab, Khalil Gibran, Inayat Khan, alături de invitații noștri. Astăzi alături de noi este domnul profesor Teodoru Ghiondea și venim în fața dumneavoastră cu o discuție, bineînțeles și o recomandare de carte, o prezentare de carte despre Rumi, Matnaui, poeme, parabole și învățături sufite. Domnule profesor. Cu siguranță că dintre toate cărțile cunoscute, atât pentru lumea veche, pentru în ce privește perioada medievală și până la noi, Matnaui este cu siguranță una dintre cele mai cunoscute. De ce? Pentru că sunt 600 de ani de când, 700 aproape de când, ea reprezintă un monument nu atât literar, bineînțeles, cât unul spiritual, în sensul că este ca un compendiu al tradiției primordiale. Este o carte, este o enciclopedie spirituală. De ce? În primul rând, poate nu atât pentru pătrunderea ei până în miezul lucrurilor, adică până la dezăvârșirea umană și contactul cu Dumnezeu, sau cum se spune în islam, reîntoarcerea la Dumnezeu, și nu numai în islam, în creștinism, ceea ce înseamnă teozisul sau îndumnezeirea, cât și pentru faptul că ea cuprinde o arie extrem de largă de tradiții particulare. Adică e foarte greu să găsești o carte care să cuprindă referiri la toate tradițiile, nu numai la cele abrahamice. Adică sunt frecvent citate sau analizate, explicate, nu? Parabole biblice din tradiția iudaică, din tradiția hindusă. Deci cuprinde toate tradițiile, legându-le până la urmă într-o imagine unică. Aceea înțelepciunea lui Dumnezeu care pogoară asupra omului sau se află în inima omului și Dumnezeu vine și îi deschide inima. Iar această deschidere a inimii, pe care sufiții mari maestri o numesc dilatare, dilatarea pieptului, această dilatare a pieptului se produce prin practică spirituală. Acum, sigur că există, după toate tradițiile, trei modalități principale sau trei modalități tehnice de a ajunge la capătul, la finalul practicii spirituale, până la urmă la unirea cu Dumnezeu sau teozisul, îndumnezeirea. Una din ele este calea acțiunii rituale, ceea ce hindușii numesc karma margă. În islam, pentru că vorbim de Jalaluddin Rumi, este destul de des făcut apel la respectarea, la supunerea față de legea sacră, de șaria, care se află în textul sacru și care se află și în tradiția sacră, adică în Coran și în Sunna. O a doua cale este o cale iubirii. O cale iubirii care duce foarte sus. Bine, iubirea pentru spiritualitatea aceasta inițiatică, să-i spunem, ezoterică, iubirea este concepută mult mai larg.
ea nu se reduce doar la afectivitate, ceea ce numim în psihologie afectivitate. Ea merge foarte sus. Ea face o legătură între afectiv și noetic, am spune noi, sau de la sufletul patetic, cum spune Platon, până la sufletul noetic, adică până la intelect. De altfel, așa cum am mai spus de mai multe ori, iubirea este un mod special de cunoaștere, un mod superior de cunoaștere. Este pentru cunoașterea spirituală, este până la urmă combustia, este partea structurală, dinamică, cea care asigură, din punct de vedere spiritual, cunoașterea autentică și identificarea cu obiectul cunoașterii, care este Dumnezeu. De altfel, un mare maestru, Fariduddin Attar, spunea: universul iubirii are trei căi. Focul, lacrimile și sângele. Este vorba de trei simboluri, evident. Focul este această parte interioară a iubirii care arde totul, orice altceva, în afară de acest dor irepresibil de absolut, această tendință interioară care reprezintă coloana vertebrală a naturii umane și aceea de a se întoarce la Dumnezeu, de a fi lângă tronul divin, cum se spune, de a fi una cu ceea ce a fost dintotdeauna, până la urmă, ființa umană, nu? Și anume condiția ei inițială. Cunoașterea, a treia cale de realizare, nu este posibilă fără iubire. Prin urmare, în afară de acțiunea rituală, deci de derularea firească a unei tradiții, prin ritual, sigur, partea principală fiind rugăciunea, așa cum știm, și mai sunt și celelalte, postul, și în toate tradițiile, nu? Există această tehnică interioară, această ardere interioară, care până la urmă susține procesul cunoașterii. Ori în cunoaștere ce se întâmplă? Cunoști ceea ce poți cunoaște și devii ceea ce cunoști. Acesta este mecanismul. Până la urmă, așa cum spuneau și vechii greci, și îi amintesc pentru că nu trebuie să uităm niciodată, că numele lui Celaluddin Rumi, Rumi, înseamnă, până la urmă, bizantinul. Pentru că el, majoritatea activității lui spirituale s-a desfășurat la Konya, nu? În Turcia, și sigur că influența bizantină este extrem de puternică, iar Rumi înseamnă, cu alte cuvinte, bizantinul, mai pe scurt. Nu? Deci, Rumi este, cum spuneam, o enciclopedie, dacă vrem, a tuturor tradițiilor pe care sigur că le-a cunoscut și care au fost și sunt încă foarte vii. De ce este numit Sultanul Iubirii? În replică la un alt sultan, Sultanul Cunoașterii, care este Muhyiddin ibn Arabi, el este numit Sultanul Iubirii. Este numit Sultanul Iubirii pentru că iubirea la Rumi joacă un rol esențial. Joacă un rol esențial pentru că, sigur, din punct de vedere al părții esențiale, ea este structurată pe cunoașterea autentică. Ori vă aduc aminte o expresie din Vechiul Testament, atunci când este vorba de o legătură intimă între un bărbat și o femeie, că se spune, și pentru noi este foarte sugestiv, se spune și a intrat la ea și a cunoscut-o. Da. Nu este o figură de stil. Nu este o figură de stil. Să ne aducem aminte că, de exemplu, Cântarea Cântărilor, în Cântarea Cântărilor nu este vorba despre o afecțiune obișnuită, despre o iubire înțeleasă în sensul strict omenesc și în sensul profan, ca să spun așa, în sens psihologic. Nu este vorba tocmai de această iubire care arde tot ceea ce este altceva în afară de prezența lui Dumnezeu în noi. Știți că noi, în general, se spune că sunt câteva termeni care nu-i putem traduce din limba română în alte limbi.
E, uitați că unul este care se poate și anume dor. Ashk, care înseamnă iubire în limba turcă, și mahaba în arabă, au sensul acesta de dor nemărginit, de dor arzător, cum i-am spune noi. Or, această intensitate a iubirii face să, cum spuneam, să ardă totul în afară de ceea ce este prezența lui Dumnezeu în noi. Această iubire necondiționată, pentru că ea vine dintr-o poziție, cum spune și Jalaluddin Rumi, de nenumărate ori pe parcursul lui Mahnaui, ea vine dintr-o supunere, dintr-o abandonare a omului la voia lui Dumnezeu, în mâinile lui Dumnezeu. Asta înseamnă o iubire nemărginită, pentru că noi știm că până și în iubire, înțeleasă din punct de vedere psihologic, sentimentul iubirii, există o abandonare, o predare a omului, a sufletului, a cel care iubește, se abandonează iubitei sau iubitului, depinde cum, nu? Despre cine e vorba, dacă e poetă sau poet, cum spunem noi, cu, evident, cu o portanță, în primul rând, spirituală. Ashkım în turcă. Ashk, da. Ashk, da. Ibn Arabi, care este sultanul cunoașterii, are o culegere de poezii de natură metafizică autentică, care se și numește tălmăcitorul dorințelor arzătoare. Tarjuman al-Ashwak se numește în limba arabă această culegere de poeme, în care devine mai mult decât evident că iubirea este mult mai mult decât înțelegem noi din punct de vedere psihologic. Acum, vedeți, ele nu sunt posibile una fără alta, cunoașterea fără iubire și iubirea fără cunoaștere. Nu este posibil, din punct de vedere spiritual, o separare. De ce? Pentru că, până la urmă, ce ne spune Rumi? Eu folosesc trei termeni pe care îi cunoaștem din spiritualitatea europeană, din spiritualitatea greacă, greco-romană, de altfel. În Evul Mediu se discutau de trei modalități, de trei ținte pe care le are în practica duhovnicească credinciosul. Unul era ceea ce este el, și anume ceea ce este el trebuie să fie exact ceea ce cunoaște. Și acest mod se numea modus cognoscendi, modul de cunoaștere. Acest mod de cunoaștere, fiind strict spiritual și având această combustie a iubirii, trebuia să devină la un moment dat un mod de viață. Modus vivendi, adică întreaga viață se plia pe acest foc interior, acest foc al iubirii arzătoare. Ori acest modus vivendi nu era suficient ca tu să-L întâlnești pe Dumnezeu. Și atunci, prin continuarea practicii spirituale, se ajungea la un modus essendi, la un mod de a fi, deci mai mult decât de a trăi, la un mod de a fi. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că atunci când se realizează teozisul, când se realizează unirea cu Dumnezeu, cu tine vine întreaga creație. Cu tine vine întreaga creație. Sigur, cineva va spune, oare poate, o să spună, acum eu ca individ, că mai sunt și alții care merg pe aceeași cale. Nu, aici este vorba de ceea ce se întâmplă cu tine. Pentru individ. Vedeți? În arabă, și aici apare de mai multe ori în Mahnaoui, în islam, nu avem un singur termen pentru eternitate, ci doi termeni pentru eternitate. Abad și azal. Unul spune că se referă la eternitatea până în momentul prezent, al eternului prezent, iar celălalt termen se referă la eternitatea de după tine, partea de eternitate de după tine. Prin urmare, omul este văzut ca un cursor, da? pe această zonă, pe această plajă uriașă, imensă, infinită, da? Care este calitatea infinită și absolută a lui Dumnezeu și a tot ceea ce există, nu? A tot ceea ce El manifestă. Și atunci, omul este într-un eter
prezent. Trecutul a fost. Este ceea ce a fost. Deci nu mai este prezent. Iar viitorul nu e încă prezent. Până la urmă, numai prezentul este cel. Clipa prezentă este cea care conține cu adevărat veșnicia sau eternitatea. Ori asta este o șansă ca tu, printr-o intensitate absolută, să produci ceea ce spune Jalaluddin Rumi, și anume să produci acea implozie. Adică să-L regăsești pe Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, să o regăsești în tine, vie, pentru că ea este în tine și se spune și în Coran, eu să-mi spune Dumnezeu, eu sunt mai aproape de tine decât este vena ta jugulară. Mai știi, sufii spun că Dumnezeu spune, eu sunt mai aproape de tine decât ești tu însuți de tine. Și expresia este și mai frumoasă și mai amplă, pentru că, într-adevăr, relația între om ca rob al lui Dumnezeu și Dumnezeu ca stăpân al omului este o relație de sinteză a creației lui Dumnezeu, adică Dumnezeu pune în om tot ceea ce el are mai bun, se spune, pentru că omul este creat din iubire, din iubirea lui Dumnezeu. De altfel, un hadit, o formulare sapiențială repetată de câteva ori de Jalaluddin Rumi, este una celebră, foarte cunoscută, de altfel, când spune Dumnezeu, am fost o comoară ascunsă și mi-a plăcut, am iubit ca să fiu cunoscut. Folosesc termenul a iubit pentru că așa se și traduce termenul respectiv, este foarte amplu. Și atunci am creat lumea. Și cum a creat lumea Dumnezeu? Dumnezeu spune, și El s-a uitat în oglindă. Iar lumea este imaginea din oglindă, care și este și nu este, pentru că în oglindă este ceea ce se reflectă, dar în poziție inversă. E, acum, asta o folosește, este chiar un capitol din Mahnaui, care se ocupă de acest simbolism al oglinzii, care este extrem de important, este foarte important ca simbol, tocmai pentru această relație a omului cu Dumnezeu. Ce mai spune Jalaluddin Rumi aici? Jalaluddin Rumi ne spune așa, ceea ce facem noi, ceea ce spunem noi, ceea ce gândim noi, trebuie să fie întotdeauna centrat pe Dumnezeu. Pentru că nu există altă realitate în afara Lui. Și atunci, eu trebuie să mă adun, să mă concentrez, să se producă această identificare, unde în interiorul meu, în adâncul meu, pe care eu nu pot să-l sondez oricând, nu pot să-l cunosc oricând. Dar ăsta este, de fapt, aceasta este calea ca eu să ajung la Dumnezeu. Și atunci el are această expresie extraordinară, nu? Poetică, marea care sunt, s-a prăbușit, s-a scufundat în propriile adâncuri. Imaginea este uriașă, este imensă, stranie mare ce sunt, spune el. La un moment dat, o să vreau să vă rog să mă lăsați să citesc câteva versuri pe care le-am găsit. Îmi spuneți noastră când. Și acum puteți, sigur da? Că da. Vă rog. Oamenii care își trâmbițează sfințenia doar repetând dorbește ceea ce spun alții sunt dați de gol și făcuți să tacă de prăpastia dintre vorbele și faptele lor. Este titlul, hai să-i spunem, poemului, pentru că sunt versuri, poeme foarte, foarte lungi, și ca număr și ca întindere. Un om întreabă o cămilă așa, hei, de unde vii tu acum? Animal cu călcătură de noroc aducătoare. Răspunse ea, cămila, de la băile calde de pe ulița mea. Omul îi spuse, că minți, te dau de gol picioarele-ți murdare. Asemeni, când faraon văzut toiagul lui Moise prefăcut în șarpe, și ceru amânare și apoi păgubaș se lăsă. Oamenii cei înțelepți grăiră,
Mai aspru ar fi trebuit să fie de este el, așa cum ar zice, domn mai presus de toate. Ce asemănare pot avea aste minuni cum e a șarpelui sau a balaurilor chiar în fața măreției dumnezeirii sale? De-ar fi el cu adevărat domn mai presus de toate, șezând în al său jilț, de ce ar fi nevoie un vierme precum Moise al ingușii? Vedeți, dacă citești cu atenție Mahnaui, vor dispare foarte multe prejudecăți pe care le avem atunci când, practicând o religie, indiferent că suntem musulmani sau că suntem creștini sau că suntem mozaici, ni se formează un fel de lanț de prejudecăți, în așa fel încât gândim cu frică la Dumnezeu, dar netemându-ne realmente de El. Știți, Jalaluddin Rumi o spune de 4 ori în Mahnaui. Spune așa: ca să te temi de Dumnezeu realmente, trebuie să-L cunoști. Cine nu-L cunoaște pe Dumnezeu, nu se poate teme așa cum trebuie să te temi de El. Teama de El este începutul înțelepciunii și ea se face prin iubire, înțelepciunea. Este primirea, este darul extraordinar pe care îl primești din partea lui Dumnezeu. Și El o spune, sunt și alți maestri care o spun, omul ca rob al lui Dumnezeu, ca servitor al lui Dumnezeu, apt este termenul, nu? Și ubudia este calitatea lui de a fi servitor al lui Dumnezeu, presupune nu numai recunoașterea lui Dumnezeu ca fiind absolutul, supremul, ceea ce nu poate fi, nimic nu mai poate fi dincolo de El. Nu este numai atât. Este orizontul, este zarea ființei tale la care tu ajungi. Și atunci, vorbele foarte multe, gesturi, excesul formal de ritual, poate să aibă un efect contrar din punct de vedere spiritual. Știți, îmi spunea unde, mai de mult în adolescență, la o mănăstire, mi-a spus un călugăr un lucru care m-a mirat foarte tare, dar l-am reținut și astăzi și cred că de-abia acum la bătrânețe încep să-l înțeleg. Eu l-am întrebat, era vorba de o greșeală făcută de un frate în mănăstire. Și am întrebat, cum e posibil eu, tânăr, neștiind, sigur, foarte multe lucruri, nici acum nu înseamnă că știu foarte multe, dar oricum mai multe decât atunci, spun, cum e posibil la mănăstire să greșim, după părerea mea, era o greșeală copilărească, putea fi evitată. Răspunsul călugărului a fost excelent. Păi ia gândiți-vă, dacă n-am greșit, ce-ar mai ierta Dumnezeu? N-am înțeles atunci ce vrea să spună. Am înțeles târziu, spre bătrânețe, ce vrea să spună. Că această, cum să spun, obsesia noastră de a nu greși ne duce în situația să greșim frecvent față de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu știe cum o spune, de multe ori o spune Rumi în Masnaui, omul este imperfect, omul este trecător, omul greșește. Nu asta este important. Este important ca greșeala, care este o greșeală didactică, cu tâlc întotdeauna, din care el trebuie să învețe să meargă mai departe, greșeala aceea este o consecință a raportului lui cu absolutul. Și raportul cu absolutul așa se rezolvă. Nu este o, cum să vă spun, nu este o contradicție. Este aici o recesivitate, este o complementaritate între credincios și Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu așteaptă de la tine aspirația, da, sinceră, puternică, pentru ca El să vină spre tine. Adică El în inima ta să rezoneze, să-L auzi în inima ta. Tot Jalaluddin Rumi spune undeva în divanul Shams Tebriz, culegerea de poezii pe care i-a închinat-o, ca să spunem așa, persoane iubite ca maestru, și anume Shams din Tebriz, Shamsuddin din Tebriz,
acolo apare această, cum să spun, smerenie prin care el recunoaște pe Dumnezeu în maestrul său și maestrul îi spune că trebuie să fie deschis, trebuie să fie, cum să spun, să permită această deschidere a inimii. Unde îl cauți pe Dumnezeu? În afara ta? Nu, el este în tine. Și avem foarte multe povești, chiar și în Masnaui, care spun, când se duce cineva și caută un derviș, se duce și caută un maestru spiritual, îl caută, nu știu, în India, să spunem. Și când se duce acolo, el vine tocmai din Maroc și îi se spune acolo, este un caz autentic, ce vă spun eu, se referă la un mare, foarte mare maestru, anume, e vorba de Al-Shadili, care se duce, tânăr fiind, se duce aproape în India să caute un maestru spiritual și acolo îi se spune, el venind din Maroc, îi se spune, păi, cel mai mare, cel mai important, polul timpului tău este în Maroc și se întoarce la el. Este o parabolă aici. Sigur, el se poate să fi întâmplat așa lucrurile, dar altceva vrea să spună, că pe Dumnezeu îl găsești în tine, nu-l găsești nicăieri în altă parte. Și asta o spune de nenumărat ori generalul din Rumi. Pentru asta el spune că marea s-a prăbușit în propriile adâncuri, pentru că ea își caută natura în interior. Preia și generalul din Rumi, preia o altă tradiție, o altă formulare sapiențială, cine își cunoaște sinea, cunoaște pe Domnul său, care este frecventă și foarte importantă pentru Ibn Arabi. Ibn Arabi vorbește în Tratatul Unității de multe ori, de la ea pornește și cu ea încheie. Ori aici nu este vorba de o invitare, la o invitație să te cunoști psihologic pe tine. Asta ar fi pur și simplu un lucru banal, adică sigur orice om tinde să se cunoască, dar nu asta trebuie să cunoască, ci trebuie să-și cunoască sinea, care este un rezumat, este o reflectare a sinelui principiului, a acestei persoane a lui Dumnezeu, dacă vreți, care se reflectă în noi. Și atunci, cine își cunoaște sinea, cunoaște sinele, îl cunoaște pe Dumnezeu. Dacă te cunoști pe tine cu adevărat, adică adâncul inimii tale, atunci vei da peste Dumnezeu. Îl vei găsi pe Dumnezeu în el. Această căutare continuă se poate face, sigur, și din punct de vedere, hai să-i zicem, filozofic, cu cele mai puține șanse de a-L găsi pe Dumnezeu, dar nu intrăm în discuția aceasta, dar ea este însoțită întotdeauna de această modalitate de cunoaștere specială și această combustie a cunoașterii autentice, care este iubirea. Vedeți? Melancolia extraordinară care se degajă din primul cânt al lui Masnaui. Primele 18 versuri din Masnaui constituie și acum un text, dacă vreți, liturgic, într-un limbaj mai comun, pentru derviși și rotitori. Deci, în cadrul ritualului dervișilor rotitori, se recită cele primele 18 versuri. Acolo unde este vorba de nei. Neiul este un instrument care seamănă cu fluierul, cu cavalul. Nu nai, nu-l confundăm cu naiul. Naiul e altă poveste. Este ca un fluier. Și este extraordinară această asemănare cu fluierul românesc, și nu e numai românesc, este pentru toată zona. Nu? Fluierul ce este? Este un captator și un mijloc de a proiecta suflul divin. Cineva suflă în el, de acolo este sunetul. Sunetul este de o melancolie extraordinară, spune Rumi. De ce? Pentru că este sufletul divin care vine și coboară în om, coboară în sufletul lui și el, omul, atunci vede că se află în creație și îi se pare că este departe de Dumnezeu. Și fiind departe de Dumnezeu, este de o tristețe extraordinară. Și atunci el simte această presiune interioară și acest dor nemărginit către Dumnezeu și ăsta este, cum să spun, ăsta este mobilul și este și mijlocul, vehiculul care îl ajută pe om să-L regăsească pe Dumnezeu.
Iubirea lui Dumnezeu este un lucru foarte important și foarte greu de înțeles. Sigur că îl putem să înțelegem Masnaui și ceva mai aproape de viața noastră zilnică, dar el este scris pentru a ne ajuta să ieșim din condiția contingentă, trecătoare, evanescentă a lumii noastre. Să ieșim pentru că nu suntem ființe pământești care vrem să devenim ființe cerești. Suntem ființe cerești la origini care am coborât pentru a împlini un destin divin, pentru a împlini un destin pe care Dumnezeu l-a dat omului, că trebuie să vină aici în lume, ca el să-și poată desfășura atot posibilitatea lui sau infinitatea tuturor capacităților, disponibilităților pe care le are el ca principiu divin. Și atunci omul are o responsabilitate uriașă, imensă. De aici vine iubirea, mai este întreținută de ceva, iubirea de Dumnezeu, de aparenta absența lui Dumnezeu. Lucrurile le vedem, persoanele le vedem, ne imaginăm, nu știu, zei, ne imaginăm îngerii. Pe Dumnezeu nu ne-l putem imagina, pentru că el este mai mult decât orice am putea noi gândi. Orice am gândi noi, orice am spune noi, este nimic față de infinitatea și caracterul absolut al lui Dumnezeu. Spunea Sanai, un alt mare maestru, spunea: perfecțiunea este cea mai neimportantă calitate a lui Dumnezeu. Asta ca să-ți dea imaginea uriașă pe care o are și pe care sigur că fiecare din noi o cultivă până la urmă, pentru că este necesitatea noi pentru așa ceva, pentru a-l regăsi. Este Masnaui, cum spuneam la început, este foarte importantă și pentru această imagine a tuturor tradițiilor până la urmă pe care o prezintă. Sunt puține cărți tradiționale sau texte fundamentale, texte spirituale, care să conțină această paletă totală până la urmă a tradițiilor pe care el le putea cunoaște și cam alea sunt toate. Sunt despre orice tradiție povești în povestiri în Masnaui. Pe lângă asta, mai este și altceva. Poate că mulți ne întrebăm de ce este poezie. Este greu acum de observat în forma pe care o are tradusă această carte. Pentru că, vedeți, poezia în arabă, în persană, are alte condiții formale. Ne este greu. Dacă am încerca să traducem textul folosindu-ne de ceea ce înțelegem noi prin poezie, ritm, rimă și așa mai departe, am schimbat textul prin traducere de-ar fi de nerecunoscut. Și atunci, poate mulți din cititori noștri se întreabă: dar unde văd ei poezie aici? Păi poezia nu este neapărat o rimă, un ritm. Ritmul este în original, dar nu e la îndemâna oricui. Nu. Poezia, poezisul, noi trebuie să înțelegem că e vorba de poezis în sensul vechi al cuvântului, în sensul grecesc. Este un poeim, este o refacere în sufletul tău, rumia asta face. Reconstruiește în noi, prin acest text extraordinar, minunat, admirabil, fabulos, aș putea să spun, reconstruiește în noi adevărul în toate articulațiile lui. Ăsta este un lucru foarte rar. Adică, de obicei, textele spirituale sau rămân la un nivel mediu sau unele sunt extrem, extrem de sus, cum este Tao Te Ching, de exemplu, care merg foarte, foarte sus și sunt foarte dificil de prins. Ăsta este un alt merit al lui Masnaui. Vedeți, când vorbim de toate tradițiile, mai este și taoism, mai e foarte greu de pătruns, mai este budismul zen, o formă specială a budismului. Koanurile. Cum? Koanurile. Acele mici poeme din budismul zen. Sigur că da. Una este renumită, să aplauzi cu o singură mână. Sau cum apare Satori, nu? În Koanuri, adică exact momentul acesta de iluminare. Nu? Este o instantaneitate a cunoașterii acolo. Dar
Ăla este un mod specific. Ăla este un mod specific. Aici avem de-a face cu o altă desfășurare interioară a vieții spirituale, calcată pe particularitățile, sigur, sufletului nostru și acestei tradiții complexe, care sunt formate din trei tradiții, din trei religii particulare, și anume tradiția abrahamică. Este o carte, aș spune eu, capitală pentru tradiția abrahamică. Pentru că observăm, pentru asta este și extrem de prețioasă, observăm relațiile care sunt, ce asocieri putem să facem, ce legături putem să facem cu alte, cu celelalte tradiții, chiar care depășesc tradiția abrahamică, sunt din altă zonă spirituală. Ori asta leagă toate lucrurile în noi și dă un fundament, ca să spun așa, mult mai solid pentru a merge pe calea propria tradiției din care faci parte. Cunoașterea aceasta amplă n-are nimic de a face cu erudiția. Erudiția este o acumulare, aș spune eu, până la urmă, sigur, ea este prolifică, ea este cu siguranță prețioasă până la un anumit nivel, dar nu merge mai departe de acel nivel și acel nivel nu este chiar foarte sus. Pentru că aduceți-vă aminte ce spuneau romanii, non multa sed multum, ceea ce înseamnă foarte mult până la urmă, pentru că nu este important, știți că noi spuneam, să te ferești de omul care a citit o singură carte, vorbind de cei care vorbesc mai mult decât pot gândi, nu? Așa și decât știu. Dar există și o condiție aici. Numai dacă acea carte nu este o carte sacră. Ori dacă este o carte sacră și cuprinde totul și Masnaui este un exercițiu din punctul acesta de vedere. Pentru că oricine ar spune, orice ar spune despre el, Masnaui nu este o operă literară, este un monument spiritual. Este o revelație aici. Este o îngăduință a lui Dumnezeu ca unul dintre noi, care a fost Jalalul din Rumi, să ne spună adevăruri și să ne ajute să mergem fiecare pe calea noastră, dar spre acel punct unic care este până la urmă întâlnirea cu Dumnezeu. Foarte, foarte frumos și aș adăuga eu, apropo de de ferește-te de omul care a citit o singură carte în viață. Foarte bine ați punctat. Depinde ce fel de carte. Dacă, eu știu, sunt o persoană a citit Coranul, da? Să zicem că vine din spațiul islamic, sau o altă persoană a citit Sfintele Scripturi, da? Și poate că învățătura aceea populară este suficientă. Și poate că acea carte el nu a citit-o doar o singură dată. A citit-o și a recitit-o și a recitit-o. Și poate că există acolo mai multă înțelepciune decât într-un om care a citit 30 de cărți de ficțiune. Poate să citească și o bibliotecă întreagă. Și o bibliotecă întreagă. Pentru că e important ce ai înțeles din ceea ce ai citit. Și exact ce ați spus dumneavoastră, aș merge mai departe, aș spune cineva care a citit cu inima deschisă Sfânta Scriptură, Biblia, Coranul, Tora, ce vreți dumneavoastră, dacă el a înțeles, dacă sufletul lui s-a dat la o parte și a lăsat intelectul să-și facă menirea, să-și atingă menirea, și anume să transforme cuvântul citit într-o realitate vie interioară, să știți că acel om poate citi orice fel de text sacru, inima lui rămâne deschisă. Inima lui nu se închide. Pericolul formalismului este uriaș. Noi îl numim mai simplu în biserică, îi spunem, mă rog, bigotism, de multe ori îi spunem. Da. Deci, citirea înseamnă pătrundere și înțelegere. Să nu uităm că avem un drum de făcut de la a citi, de la lecțio, de a gândi ceea ce am citit, meditatio, și ca să ajungem la contemplație, când am ajuns la contemplație, avem deja viziunea completă. Avem deja, inima noastră este, până dacă vreți să mă ierte Dumnezeu, că o spun, dincolo de rai. Ea cuprinde totul atunci, nu?
Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Matnaui, poeme, parabole și învățături sufite de Jalaluddin Rumi, unul dintre cei mai cunoscuți maestri sufi din toate timpurile, supranumit și Sultanul Iubirii, o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii și care de asemenea face parte din această campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald, Iubirea în poezia persană. A fost alături de noi domnul profesor Teodoru Ghiondea, căruia îi mulțumim foarte mult, ca de fiecare dată, cu multă promptitudine și receptivitate și, aș spune, chiar cu iubire, răspunde solicitărilor noastre de a face materiale cu care, iată, venim înaintea dumneavoastră. Astăzi am vorbit despre Rumi. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!